Asta, da, un dialog între Bombonel și Giovanni. Să știți, domnul Becali, că noi la Partidul Social Democrat vă stimăm. Noastră sunteți un om, un exponat, dacă îmi permiteți, de mare valoare și de mare calitate. Ce vorbește asta? Pe mine nu mă interesează, prostule, politica ta. M-am dus data trecută să mă căciulesc acolo, să vă dau niște bilete, să intrați și voi la meci. Să te ai cu aia în mână. Când am venit, ai spus să rămână, Giovanni. A, stat, erai bazmaua aia, cu șapca aia, după tine. Eu v-am adus la caviar, la icre negre. Nu aveți dreptate. Să știți că eu, care mai știu puțin și de glumă, domnul Becali exagerează. Noi am avut această discuție în partid și chiar am fi interesați. Dacă domnul Becali și-ar dori, nu să-i oferim din capul locului o funcție importantă, dar să fie un membru al partidului. Domnul Becali are simpatizanți, are cumva o retorică în direcția pe care Partidul Social Democrat vrea să o cultive. Este un om de cultură, este un om de artă. Vorbește prostii, măgarul ăsta. Eu am citit o carte la viața mea, cum v-a spus data trecută și vărul meu. Mă doare capul dacă m-am pus. L-am văzut și pe boșorogul ăsta, stătea cu bastonul meu la cerșit. Unde se duce el în vacanță? Că posta mai devreme unul dintre voi. S-a dus 2 săptămâni în Grecia. Eu fac vacanțele la Vegas. Eu fac vacanțele la New York. Mă duc la Washington să dau băiera la Casa Albă cu hodorogul ăla. Stau eu lângă tine, măi, că vine să te scuip și pe tine. Deci asta era, nu venea cu să-i propună. Și Bombonel trăgea de el. Un minut de Bombonel în vizită la Nea Oprescu. Mi-e place să călătoresc în Grecia. Și cu această ocazie am încercat, nu știu dacă am și reușit, să unesc utilul cu plăcutul. Și l-am văzut pe marele nostru chirurg, pe imensul Sorin Oprescu, căruia toată națiunea ar trebui să-i mulțumească. Domnul Oprescu arată îmbătrânit. E normal să fie așa, după câte lucruri a traversat în viață și în cariera dânsului. A făcut atâtea fapte bune încât nu știu cine ar putea mulțumi. Partidul Social Democrat însă a făcut-o. Acest om de omenie, acest om care îmi seamănă, acest om pe care regimul Băsescu l-a persecutat și a bătut joc de el. Aproape că i-a ieșit păr înapoi în cap domnului Oprescu de la câte probleme de sănătate a avut. Interviul luat de Dan Diaconescu, dumneavoastră, domnul Adrian Năstase, fost premier, cât ați ciurdit când erați la putere? Domnul Diaconescu, știu că dumneavoastră să faceți emisiune, să faceți rating, emisiunea noastră este foarte urmărită și la Partidul Social Democrat, numai că eu nu am ciordit, cum spuneți dumneavoastră, am discutat acest lucru de mai multe ori în cadrul partidului, am făcut pentru țară. Această țară, cum ar fi arătat dacă ar fi fost condusă numai de Traian Băsescu? Imaginați-vă, nu mă refeream numai la ce ați băgat dumneavoastră direct în buzunar, ci au băgat și colaboratorii dumneavoastră, ce ați făcut atunci când ați vândut rafinăriile, când ați vândut combinatele. Pe noi ne întreabă telespectatorii, suntem televiziunea poporului și a telespectatorii, ce ați făcut? Ce ați făcut, domnul Adrian Năstase, ce ați făcut cu rafinăriile? Cu rafinăriile și cu benzinăriile n-am făcut nimic, noi nu le-am vândut. Această informație, nu știu de unde a ajuns, probabil aveți niște surse, poate nu chiar atât de bine informate. Nu, astăzi sunteți un om bine informat, domnul Diaconescu, dar cred că de data aceasta nu aveți cele mai bune informații. Cum să vând eu din la mai combinatul de la Galați? Cum să vând eu, mi s-au pus în cârcă numai mizerii, că am vândut Rompetrol, că am vândut nu știu ce benzinărie, și tutungeriile nu le-am vândut tot eu? Asta să ne spuneți tot, ați vândut și tutungeriile? Cu cât ați dat ultima tutungerie? Cât ați luat pe ea? Cu cât? Haideți că vă dau eu? Cât ați luat? Asta ar fi fost.